Lipsa locurilor de parcare din municipiul Suceava este cunoscută de toată lumea. Insuficientele parcări de reședință amenajate de primărie nu rezolvă decât un mic procent din această problemă. Din nefericire, aceste câteva locuri de parcare existente sunt deseori blocate de unele persoane care nu înțeleg că trebuie să respecte legislația în vigoare, este de părere Lucian Harșovski. Problema locurilor de parcare este bine cunoscută de toată lumea din municipiul Suceava. Din nefericire, puținele locuri de parcare care le avem amenajate în acest sens sunt ocupate foarte des de mașini de tonaj mare, mă refer aici la camioane, microbuze, utilaje de construcții și chiar autobuze. Aceste autovehicule nu au voie să parcheze pe raza municipiului Suceava pentru că avem o hotărâre de Consiliu Local în acest sens, am inițiat-o în 2011 și a fost modificată ulterior. Hotărârea de Consiliu Local numărul 153 spune clar, pe raza municipiului Suceava și pe străzile acestui municipiu, indiferent de categoria lor, este interzisă staționarea și parcarea autovehiculelor mai lungi de 5 metri sau mai grele de 3,5 tone, respectiv care au mai mult de 9 locuri pe scaune. Această hotărâre vine în sprijinul locuitorilor municipiului Suceava pentru că aceștia trebuie să vină să-și parcheze mașinile în fața blocului și din nefericire avem foarte multe astfel de autovehicule care nu respectă această hotărâre de Consiliul Local. De aceea, în perioada următoare, împreună cu Poliția Locală, vom face controle și vom pune în aplicare această hotărâre de Consiliul Local. Scopul nostru nu este de a da amenzi care se ridică între 500 și 2500 de lei pentru persoane juridice, respectiv 250 50 de lei până la 1000 pentru persoane fizice, ci de a conștientiza populația că e bine ca aceste mașini să le parcheze fie la sediul firmei, fie acolo unde au declarat ei când au obținut o autorizație de transport, respectiv marfă, că au o parcare. Bineînțeles, această hotărâre de Consiliu Local nu scutește cu ghilimele de rigoare primăria municipiului Suceava să facă alte locuri de parcare, să facă parcări de reședință sau să îmbunătățească cele existente. Vom face acțiuni de informare, dar vom aplica și amenzi pentru că, repet, trebuie să înțelegem cu toții să respectăm legislația pentru a fi un oraș european, iar în paralel primăria municipiului Suceava trebuie să găsească fonduri, dar și proiectele potrivite pentru a crea locuri de parcare. La baza eliberării autorizației de transport marfă sau persoane a acestor vehicule a stat și un document în care se arată că unde vor fi garate aceste autovehicule, parcare privată sau închiriată, nici de cum pe domeniul public. În următoarea perioadă, Poliția Locală va duce la îndeplinire hotărârea de Consiliu Local care prevede amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei pentru persoane juridice sau 250-1000 de lei pentru persoane fizice.